Băi, salutare la toată lumea, fiindcă m-ați rugat de atâtea ori. Domne, că mai povestește-ne și nouă ceva, domne, de unde ai fost, de unde, de alea, de alea. Am zis, bă, hai să le povestesc o treabă cu închisoarea. Era în anul 2008, închisoarea de maximă siguranță Poggio Reale din Napoli. Eram închis de vreo un an și 9 luni, un an și 10 luni. Nu primeam pachet, nu primeam bani, nu eram căutat, nu vizită, nimic. Mă rugam de ea să mă bage la muncă, n-aveam bani, eram terminat din toate punctele de vedere. Și ca să vedeți așa cum e viața, știi? Și într-o zi, deja mă apucasem pe acolo cu inspectorii, cu brigadierii, aveam 71 de rapoarte aveam. În fine, cu treaba cu munca, știi? Să intru la muncă ca să pot să-mi iau un salariu, să pot să-mi permit țigări, să pot să-mi permit ăștia. Mă, și într-o zi mă duceam la infermerie, că aveam hernie inghinală din aia, știi? Mă duceam la infermerie și când am mers așa, că era coridorul mare, erau 24 de secții, mergeai de la mine de pe secție, că eu eram pe a doua, până la infermerie, cred că mergeai vreo 7-8 minute prin pârnaie pe picioare. Și într-o zi, umblând pe coridor, am auzit. Ia stai așa, pe italian, știi? Că mă uit comandantul. Comandantul închisorii, știi? Comandantul pentru cei care ați fost prin Italia. Prin ăștia nu-l vezi în fiecare zi. Îl vezi de Crăciun și îl mai vezi la zile din ăștia mari, știi? Stai să mă, că l-am văzut, mi-a zis comandantul, stai așa. Stai să mă, primul gând în capul meu și în ăștia să, Doamne, zic, ce mai fi făcut mâncați așa? Păi că am făcut ce? Și ia vinocul. Și mă duc spre el, știi? Ce, de unde ești? Zic, din România. Și pentru ce ești arestat? Zic, pentru cărți de credit. Da, pe ce secție ești? Domnule, a doua cu tare bun. Dimineața la 9 o să fii la mine în birou. În fine, am plecat, m-am dus la infermerie. Am dus înapoi în cameră. A venit a doua zi, la 8 jumate, miște în grad. A apuntat-o, domn major, hai că vorbesc română. Domn major, vine ăla, dă. Zic că trebuie să mergi și eu la domnul comandant la ora 9. Pe cine te-a chemat? Îi zic dumnealui. Aha, bine, bă. Nu prea m-a luat în serios, știi? Am mai bătut, am început să iau foc pe acolo, mi-a chemat brigadierul, știi? Bă, zic, m-a chemat domnul comandant la 9. Zic, a, mă, de unde te-ai întâlnit tu cu comandantul? Și domnule, zic, în fine, la un moment dat ne mai scăpăm. De mine au sunat, știi? Și chiar să la știi, da, eu îl chemai, în fine, au venit, m-au deschis imediat, hai, du-te. Mă, și am ajuns în birou. Când intru în birou, zic bună ziua în italiană, el la fel, ai vino, ia loc. Mă așez pe scaun și îmi zice direct pe românește. Zice, ce mă cu tine aici? Mă, dar o românească mai pocit așa, știi? Acum eu când am auzit, că nu știam, știi, eram pe, na. Când am auzit că îmi zice pe românește pocit ce mă cu tine aici, am simțit că nu e de rău, că de rău n-are ce să fie, știi? Dă bine, da, așa. Zic, ce să fac, domnule? Zic, uite așa. De când ești la noi, zic, de un an și 8 luni. Și cum ești, zic, domnule, sunt necăutat. N-am familie, zic. Nu vine nimeni la vizită, nu primesc pachete, nu primesc scrisori, nu primesc nimic, sunt vai de capul meu. Zic, uite, că au și eu de muncă, am făcut nu știu câte cere să mă bage și pe la muncă, să câștig și un ban, să le așa. Și îmi zice, bă, eu mă am 2 ani și sunt la pensie. Pe mine nu mă mai interesează ce se întâmplă aici. Eu sunt însurat la Vâlcea, avea nevastă la Vâlcea și copil tot în România, știi? Mă, fine, și începe să-mi explice, știi? Că după ce, spune el pe acolo, că după ce se pensionează și face o fermă pe la Vâlcea, la la la, lululululu. Și ce stai așa, stară ceva? Bă, vrei și scoate o poză cu fiul său. Mă, semăna, nu pot să zic că nu se, adică în chipul, el cea că seamănă, știi? Am zis și eu că seamănă. Ce să-i zice? Dai seama la comandant? Spui că seamănă. Și îmi zice, bine, fii atent. Mâine dimineață te prezinți la bucătărie, muncești la bucătărie de mâine. Mamă, deja când am auzit că muncesc la bucătărie, eu aveam și eu vreun gând de scopino din ăla măturător pe hol. 160 de euro pe lună. La bucătărie era 530 de euro pe lună. Și cum la bucătărie? Mâncai ce vrei, împărat. În fine. Am stat vreo 7 luni la bucătărie. Băi, cam pampas. Cam
Olea, în fine, mai făceam din alea, că erau italienii pe acolo, dacă umblam pe toate secțiile cu bucătăria, mai îmi făceam treaba, înțelegi? Și după 7 luni m-au dat afară. Am comis-o eu pe acolo, nu mai are rost să vă spun ce, cu niște plăci din alea, așa, în fine. M-au dat afară, am stat 2-3 luni, iar la fel am ajuns precum am fost, un sărac și un păduchios. Într-o dimineață, într-o seară de fapt, iar tot așa, băi, zic, chema garda, știi, zic, băi, am făcut și eu 3 cere să mă băgați pe mine la muncă, bă, căcutare, și a început să-mi vorbească pe dos. Mi-a chemat brigadierul și am început să-i înjur. Să vă iau, să vă bag, băgam, și făceam, și vă dau foc, vă cutare, și n-au zis nimic, au plecat. Bă, dimineața pe la 6, eram cu unul chinez în cameră de la Craiova. Dimineața pe la 6, Chianuș. Acum eu, mintea mea zăpăcit prost, am zis, mamă, zic, sunt ăștia cu apel. Și bagă Gabur capul și zice, Zidan, că așa îmi ziceau, Zidan, că nu puteau să-mi zică Zidarul. Hai că te cheamă domn inspector. Acum că m-am auzit, te cheamă domn inspector, am zis, da, mă, să-mi bag pula de cearta de azi noapte, vede, să mă bage la muncă. Bă, nene. Când am coborât jos, că era la etajul 1, noi eram la etajul 2, când am coborât jos în birou, mă, nene, când am intrat în birou, s-a închis odată ușa, când am văzut că se închide ușa, am simțit-o. Mă, și câte pălmi, și câte picioare mi-am luat. O grămadă. Am plecat de acolo nervos, turbat, nervos, bă, negru, negru. Deci nu mai vedeam negru în fața ochilor. La 9 se deschidea la aer. În fine, s-a deschis la aer. Ce zic, aveam un tovarăș și unul, Salah. Ce zic, băi, Salah, zic, îmi pui scara. La curtea de aer era o placă, știi, unde stăteau Gabor în gherete, era o placă și de acolo începeau gradile în sus, știi. Zic, băi, îmi pui scara, da, vreți. În fine, la curtea de aer, ca să vedeți unde am ajuns. Ies la curtea de aer, îmi pune ăsta scara, mă sui pe placă și de pe placă încep să mă cățăr pe gratii până la etajul 3. Eu, în mintea mea, să mă sui pe porna sus. Acum, când am ajuns la etajul 3, la ultima din ultima gratie, de la ultima gratie până sus pe pârnaie, mai erau 2 metri, dar nu mai era gratie, era decât ciment. N-aveam de ce să mă apuc să mă sui. Am realizat eu, în fine, fiind acolo, prea mă aveam nici tu pe o să mă dau jos, că ai văzut când te sui, te sui, dar când ies te dai, nu prea. Și m-am pus așa cu mine de gratii. Ea a văzut garda, a intrat garda la curtea de aer, i-a scos pe ea, au venit cu saltele din alea de pe la sala de sport. Eu cățărat acolo, pârnaia și de pe la geam urzit, da, zi, da, stai să-ți dă și inima aia, știi? Ce, nu mai era nimeni ca mine. Mă, și au început să vină directoarea, comandantul, preotul, cu un pachet de țigări, hai, coboară. Zic, băi, zigonic, dracu, milogul ăsta, de ce? Ce dracu, mă mănânci, bă, cu un pachet de țigări? În fine, și am stat pe acolo, eu în mintea mea, în capul meu, că gata, vine televiziunea, vine... Înțelegi? Bă, tot stăteai pe acolo să rugam, am stat vreo 40 de minute să mor eu atârnat, nu mai puteam la un moment dat, nu mai, mi-am mor să sărăște, nu mai puteam să mă mai țin. Zic, bă, mă dau jos. În fine, și am început să mă dau jos, da? Bă, urât, deci acum mi-era frică că mor, ca, în fine. Bă, nene, când mă dădeam așa jos, eu, în capul meu, ce mă gândeam, băi, acum dacă mă sui pe pârnaie, ăștia îți dai seama, tratament preferențial, lasă-vă că gata, te băgăm la muncă, ia țigări, ia de tot, ia nu știu ce. Mă, nene, când am pus piciorul așa pe asfalt, ați văzut placajele alea de la fotbal american, de la rugby? Mă, așa m-au placat. Deci m-au zăpăcit. Cum crezi? Repede pe o targă, legat de targă și dus. Într-un izolament. Normal era 15 zile, 30 de zile pe izolament. Și mă trezesc, frate, pe izolament, în chiloți și atât. Și că o saltea pe jos. Am stat în chiloți 68 de zile. Singur în cameră, decât că o saltea. Nu știam când de zi, nu știam când de noapte. Era luna în noiembrie, era un frig. Țigări, nimic. Decât singura vorbă care o aveam în 68 de zile era când trecea ăla cu mâncarea. Și îmi dădea mâncare. 8 de dor pe zi. În fine. Bă, la un moment dat să mor dacă nu aveam o sticlă și începusem să bat în sticlă, jur dacă vă mint, că numai ca să aud ceva, stând prea mult în liniște și în liniște, că nu s-a auzat nimic, că era sub pământ. Nu mai auzi, frate. Nu pierzi noțiunea, înțelegi? Nu știi când e zi sau când e zi, când e noapte, știi, dacă aveam geamuri, știi? Dar nu știi ora, nu știi ceas, nu știi cât să dormi. Dormi o zi, dormi două, dormi trei, la urmă nu te mai asumi.
Bă, nene, mi-am desenat un Iisus pe perete, un Iisus. Desenasem eu pe Iisus pe perete pe acolo, cu o din aia, cum știam eu să o detenez, bă, și vorbeam cu el noaptea. Bă, nu că o lua să las, vorbeam cu el, frate, noaptea, cu desenul ăla și îi spuneam, uite, Doamne, sunt în halul ăsta, scutare, în fine. Bă, la un moment dat, nu știu cum s-a făcut, ce inspecție s-a făcut pe acolo și trece doctorul. Și trece doctorul și trecea pe la fiecare cameră, știi? Și ajunge și la mine la cameră. Ajunge și la mine la cameră. Dați-mi eu și o țigare. Ajunge și la mine la cameră. Ce faci cu tare? De unde ești? La, lulu, cum te simți? De câte zile ești? De 68. Cum? De 68? Aia n-are cum. Dom'le, de 68 ești nebun. Nu are, dom'le, cum? Că era 15, maxim 30, știi? Bă, zic, da. Mamă, când au stat nebunita lor pe de ăla, bă, mi-a chemat pe ea, dom'le, cu... În fine, m-au scos. M-au dus pe secție înapoi sus. Pe secție înapoi, eu eram la camera 17. Zic, bă, pe mine mă ucesc la mine în cameră, da, domn? Eu când am plecat, îl lăsasem pe chinezul în cameră. Înțelegi când m-au luat. Dar între timp, cred că chinezul a plecat de acolo, rămâns în fine. Și intru în cameră și pe cine crezi că găsesc? Găsesc pe unul Vasile. Țigan sârb. Nu, bulgar. Țigan bulgar. Cu părul până pe aici, chică din aia, la vreo 45 de ani, măi, țigan din aia. Salut, salut, zic, de unde ești el? O, Bulgaria, România, din ala. Aha, bine, zic, hai, trebuie sus. Am pus la 4, de m-am băgat la 4, că erau 2-4. Bă, nu. Nu prea l-am agreat eu de când am intrat, că l-am văzut acolo în cameră, deja a început să-mi se iau foc cu garda. Și cu ce pula mea l-ați băgat peste aici? În fine, se face seară. Mă, bre, stăteam așa la televizor. El sus, eu jos. Aud. Famă de mie, deci eu când aud trebulește, îmi dă curent în creier. Bă, zic, băi, Vasile, nu mai trage din dinți, că zic, îmi dai în creier, te rog eu frumos. A, gata, gata, gata. Iar. Băi, zic, te bat. Bă, și nu știu ce dracu, zice, și mă ridic și dau un pumn în frunte, că în frunte l-am prins. Mă, în momentul când i-am dat, l-a și bufnit vomitătura. În fine, l-am dus la băie, l-am spus la pe acolo, lasă-mă de dracu. Bă, am început să ne uităm la televizor. Deja nu mă agream, frate, nici că îl știam sus în camera aia, nu, o persoană din aia insuportabilă. În fine, ne-am luat somn. Pe la două noaptea, trei, nu știu cât era. Bă, ne... Ați mai pomenit să vă treziți de cioflăituri? Ce credeți că făcea? M-a trezit, frate, de zgomot. Eu stătea la masă și mânca pâine, întingea cu apă cu zahăr și făcea. N-am mai să mor. M-am dus la baie, am pus mâna pe o coadă de mătură, i-am dat câteva și pe urmă, am luat-o din aia de la pateu, l-am scos de păr, că avea părul lung în gratis și am pus aia în gât și am chemat gardă. Zic, fiți atenți și vă spun, dacă în 5 minute nu-l scoateți, să-mi bat pula de nu vă arunc capul afară prin vizetă. Deci nu mă zăpăciți. În fine, și l-au luat și l-au dus vere. Noaptea l-au scos, a venit brigadierul, în fine l-au scos cu tare. Și ulterior, pe parcurs, a început să-mi pară rău de el, știi? Că n-avea țigări, nu-l căuta nimeni și mai trimitea mereu țigare, tabac cu tare. Și îmi părea rău așa, aveam grijă de el pe acolo, știi? Și a fost singurul când m-am liberat. Când m-am liberat, eram 75 de camere pe secție. Pe etaj, de fapt. Când m-am liberat, singurul fere de plângea cu lacrimi în barbă, el a fost. Și zic, da, nu pleca, zic, fă toți morții, mă, mă jelești, tu vrei să rămân aici? În fine, băi, și ar mai fi multe de spus așa, dar unele din ele le mai... Na, nu prea îmi place mie să vorbesc despre așa ceva, dar înseamnă să fac și eu un vlog, că mulți mi-au zis, domne, spune și tu o întâmplare de la Părnaie haioasă. Măi, asta eu cred că e haioasă acum, în timpul ăla nu era haioasă, că ce-am tras nu mai știu. Dar acum, după ani și ani și ani, mi se pare funny, știi? Ce s-a întâmplat, că așa ți se pare mereu. În fine, ce să zic, vă pupă fratele vostru și aștept părerea în comentarii și despre ce vreți să mai discutăm în vloguri, nu pe live, că live-ul e live. Na, e so bis. Vă pup și vă salut pe toți.